Ok, salut YouTube și bine am regăsit un nou taxi după cum ești tu. Daniel, astăzi ne aflăm pe hidro cu balanță de 4,67 plus 8 cenți în balanță, dar astăzi, mai băieți, o să dăm punctele astea pe care le avem aici. Avem 312.000 puncte. Astăzi o să vedem ce putem să luăm cu chestiile astea. Dacă ar fi să fac eu bine calculul, trebuie să luăm ceva de vreo 300 de euro. Dacă fac eu bine calculul, dar nu e tot timpul așa, pentru că depinde și de etichetele voastre. Puteți lua și mai mult, puteți lua și mai puțin, dar o să vedem cum stă treaba. Dacă mai vreți clipul de nou, băieți, nu uitați să vă subscriu cu un like, să lăsați o idee pentru un plus 10% la depozit. Vă aștept și pe voi și mai și pe mine, așa mai puteți face clipul de genul. Da, nu uitați la fel că aveți și promo codul de neva în descriere, unde puteți cumpăra jocuri super ieftine. Și hai să mai stăm prea mult la discuții, mă, băi, să dăm direct aici cu change-uri. Avem 312.825 de puncte, deci în 3, 2, 1, e ok, e relativ ok, nu pot zic că nu e nici foarte bine, nici foarte bun, dar, bă, nu știu, am deschis și eu astăzi ceva sticăre pe chestie și m-aș gândi să mai deschidem și aici, trebuie să vedem dacă reușim să luăm ceva bun. Bă, cred că o să mergem la cutiuța asta, Alfa, și o să dăm mai multe de-astea, uite, putem la un Howling Down, nu mai știu, era ceva cutiuță unde aveam foarte mult noroc. Nu l-am tot timpul pe profit, dar nu mai știu care e. Ăsta e destul de ok, cred. Ba nu, ăsta, Liquid Fire, ok. 10 euro pe profit. Respect, mă băieți, respect. Hai să vedem dacă reușim să luăm bun furia. Atât, mai euro 90. Să dăm și un 2x. Corect, hai. Fără nu putem. Și mai încercăm o singură dată să vedem cum stă treaba. Da, nu cred că e niciunul bun. Da? Da, 5. Hai, da. Viața și cele mele. Bun, hai să dăm și la Luxor. Dacă reușim 10 euro. Am, aici avem șanse de 11%. Mâncavaj, gura voastră. Ar fi totuși o idee să facem cutiuța asta. Exact, o să facem în acest clip. De 3 euro, bă, dar ce e asta, mă? Dăm pe cutie. Dăm 10 euro. Lasă așa, frate, lasă așa că stau bine. Da. Bă, cred că ne întoarcem înapoi la Alfa, că văd că asta. Adică am mai avut noi acolo două de alea pe minus, dar în rest văd. Ei, dacă e ceva bun de aici, euro, fai de viața mea și de zilele mele. Ei, asta pare scump. Euro, e mai scump. Poate, ce trept. Ăsta e scump. Foarte scump. Dar vreau să văd dacă putem da 2x. 2x la picăre. Dar o să încercăm noi să facem, uite așa, în felul următor. Apex. Hai să vedem. Mai putem băga balanță. Triangle. Ok, hai să dăm așa. Partea dreaptă. L-am luat, măi băieți, mă, l-am luat. Respect. Pentru final, Doamne ajută. Multe peste pierdute. Bun, bă, în momentul de față suntem cam pe profit, aproximativ. Adică suntem un pic pe minus, dar nu este nicio problemă, vezi, pentru că o să faci și noi mai frumos un petel. Când filmez eu, e 6 dimineața, deci nu prea cred că foarte multe battle-uri bun, ca zic așa, dar o să începem așa. Cam atâta. De fapt, hai să mai băgăm că 7, bam, 7, 14. Un battle de 40 de euro, dăm summon-ul bot și hai să vedem dacă reușim să luăm și noi ceva bun, mă băieți. Deci, începem în primul rând cu ei în avantaj, nu cu noi. E ok, n-are noi nimic, că suntem numai la 29 de 5 distanță. Curia asta e bun. Așa lor e bun, mă, bă, ce poi mei, mă. Ei, okay. 1 distanță, Emperor e 8,90 euro. Bun, am plăcut avantajul, fain frumos. Bă, mi se pare o cutie destul de bună asta, mă, gen, e așa, e low risk. Și ai șanse mari, gen, să faci bani. Chiar dacă dai 2 euro pe cutie. Da, uite, aici suntem iar în avantaj. Lejer. 4 euro distanță. Și acum, dacă e să o ținem așa tot în avantaj pe Alfa, s-ar putea să încheiem battle-ul cu un win, pentru că la Luxor e un pic cam greu să spice 11%. Dar cred că suntem, da, suntem în avantaj, lejer. Bă, acum, dacă lor nu le dă un abțibil Dragon Fall sau ceva, atunci noi ar trebui să luăm battle-ul ăsta lejer. Hai să vedem cum stă treaba. Dacă reușim să ajungem acolo.
Văd că suntem cam, cred că la, suntem cu 10 euro pe minus, de fapt. Dacă nu ne dă absolut nimic de aici, suntem cu 10 euro pe minus, da? Bă, cu mine, n-are nimic. Almost suntem pe drop. Ok. Hai să vedem încă 3 Luxor. Ok, eu luat un Fnatic, dacă nu mă înșel, da, și asta e 3,98 euro. Ok, în continuare nu e, nu e foarte mult. Mai am încă 7 euro de luat ca, să, ca să-și revină, dar văd că nu vreau să-și mai revină, pentru că, ce să vedeți, am câștigat battle-ul, mă băieți. Eu sunt văzător, clar văzător. Nu mai ies nimica. Las-o așa. Las-o așa. Bun, hai să mai încercăm să mai facem și niște puncte până atunci, uite așa. Alpha Luxor, uite, battle de 40. Hai să vedem, mă. Cum un olbos și lasă-ne să luăm măcar battle-ul ăsta, mă. Bă, clipul ăsta e cu battle-ul așa un pic mai micuțe, mai de buget. E, na, nu poți zici că 40 de euro e foarte mult. Dar nici foarte puțin. Acea inflație în România e jale. Ok, heal confirm, bun, bun. Bă, în continuare, Tank City ăsta plătește foarte bine, mă, ești nebun la cap, dar foarte bine. Counter attack, aici cred că tot în avantaj suntem. N-a avut nicio traumă, băieți. 73 de euro și din Alpha. Hai să vedem ce luăm din Alpha. Ok, în continuare tot un avantaj. 1,30 euro cu 1,07 euro. 1 euro. Cent, ok. Și ultima cutiuță. Lejer, mă băieți. Bă, nu pot zic că am făcut foarte mare profit, dar măcar suntem pe... Am tot pe la banii noștri. N-are nimica, mă băieți. N-are nimica. Bă, pe Tank City. Mă mai axez un pic. Suntem și un Alpha. Uite, 10 cutiuțe. Tot 44 de euro. Bă, văd că mai sus de 50 de euro n-am plecat. Mai sus de 44 de euro, dacă e să luăm logic. A battle. Hai să vedem dacă reușim în continuare să luăm niște iteme care să fim pe profit. Hai să vedem. Error bun. 4,27 euro. Nu e atât de mare diferență, e ok. MF Wild Child. 2 euro. Bă, nu prea bine, sunt la 7 euro distanță și din Alpha cam greu ne revenim. Acum ne-am revenit, ok, e ok, e ok. 7 euro. 6 chiar. Ok, bun, bun, bun. Bă, stăm foarte bine până acum. 7 euro distanță nu e atât de mare. Nici foarte mică. VSM-ul ăla cred că e scump, da, e 13 euro, ok. Nu are nimica. 4 Alpha. Da, dacă ne-ar da un skin bun, mă, un sticker bun, e perfect, ești din bun la cap. Da. Ok, na, nu, că o lua și ei. Băi, dacă nu-l au ei, acum eram în avantaj, dar n-are nimica. 45 de euro, ăsta iar e scump, e 25 de euro. Da, mă, nu am ce să mă go to results. Încă mai luat și ceva sticker. Am înțeles. Bă, ce pot să zic, 128 de euro plus încă... 40 plus încă 20, 107 plus încă 1,50 euro plus 2,50 euro și automat, dar cred că până nu putem. Team 2 vs 2 și ai, hai să vedem cum stă. Băieți, dacă reușim să îl luăm, e bine, dacă nu, iară bine. Hai să vedem, două counter-attack, care sunt 20 de euro fiecare cutiuță, 30 de euro cu 10 euro, e foarte bine. Sau mă rog, de dolari, habar n-am. Hyper pistola e bună și... Da, ok. Skin runner. Dacă n-are nimic, că poate ne revenim de cutiile astea. Cyber security ăla e bun. Stealuri sunt bune. Câte 4 euro diferență. Hai că nu e chiar atât de mare. Păi că ne ține destul de bine. 11 euro diferență. Testoasă linia. Hai, nu ne da un căcat. Stealuri sunt mai bune, normal. Hai să vedem. Bă, bă, încă 12 euro, mă. Trebuie să... Ok, ok, bun, bun, mamă, suntem la un euro distanță, deci să nu te pună mama dracu să fac, perfect, perfect, mă băieți, bă, prima dată, bă, Doamne ajută, mă, cât suntem, 250 de euro, ai, 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 mai facem încă un bete la fel, putem, bam, 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 a, nu mai putem, a, da, mă, dacă mai dăm, nu mai. A, da, mă, ăsta. Ok, și încă două cutiuri. Așa, gata, mă.
Ultimul battle face Sclimo, băieți. Dacă e să luăm, e bine, dacă nu, asta este opinionul nostru care am încercat. Hai să vedem. Counter-attack. Bun. Ăsta e bun. E foarte bun. E 100 de euro. E bun. Dacă poate bot crown ne ajută. Bun. Îi ajut, ajut eu aparent 30 de euro. Bun. 156 de euro automat. Foarte mult depinde de penultimele două cutii. Mai e tot ce contează. Adică este o să-l ninja pui mei. E 200 de euro cu 100 de euro. Bun. Bun. Iați acum la ultimele. Santicus Fire, ăsta e bun, e 23 de euro. E ok. Dar încă o cutiuță de asta. Nu pot să zic că e cel mai mare profit. Cred că ne-a luat chiar banii înapoi. Da, ne-a luat banii înapoi. Ce pot să zic? Suntem cumva pe profit. Cred că cam ăsta ar fi clipul, mă băiesc, pentru că, na. Hai să facem, să fim acum pe profit. Cu 6212.000. Am. Am Azor Cage. Gata, mă băieți. Automat suntem profit. Bă, cred că cam ăsta ar fi clipul. 37. Ban Hazard. Cam ăsta cred că ar fi clipul. Mă băieți, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să nu ezitați să folosiți promo codul like, felul de pentru un plus 10% la depozit. Faceți și pe voi și pe mine așa mai câteva clipuri de genul. Și vă abonați să-l băi și ne revedem data viitoare. Bye, bye. Ah.